cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și crește mult. Bună dimineața, ziua de 15 februarie, la o zi după ziua îndrăgostiților, numărul 612 din Mesagerul de Neamț, de data aceasta în 24 de pagini, un număr pozitiv, ca să zic așa, un număr în care încercăm să arătăm că există oameni care fac, antreprenori, care fac lucruri extraordinare în județul Neamț. Și printre ei s-au rătăcit și doi oameni din administrație și doi oameni politici, dar care sperăm să fie și ei, să se ridice la nivelul oamenilor de afaceri. Ieri am avut o emisiune în care am oferit niște cadouri unor cupluri de ziua îndrăgostiților. Cred că v-ați prins majoritatea dintre dumneavoastră că am glumit. Dar asta nu înseamnă că n-am primit contestații. Una dintre contestații am primit-o de la invitatul aflat în acest moment în studio, primarul Andrei Carabelea. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața și bine v-am găsit! Deci, așa este, v-am sunat. N-am înțeles dacă ați contestat faptul că există o mare iubire, cu ghilimele, între dumneavoastră și Adrian Niță sau premiu. Că premiul arată cam așa, adică o plimbare cu... O să punem imediat o imagine. Dar nu eram atât de supărat pe premiu cât a fost soția mea și nu apucasem să vorbesc înainte de dumneavoastră. Adică soției nu i-am oferit nici eu... Nici un cadou. Vreo situație, un cadou de genul acesta, o plimbare cu caleașca pe bulevardul Traian Maionescu. Bogdan, dacă ai caleașca, deci te rog frumos. Mi-ați creat probleme. Fă o mare. Această contestație va fi una dintre... Deci, vedeți, eu caleașcă și n-am găsit doi cocoși. Am pus un singur cocoș. Am înțeles. Care rămâne? O să vedem care rămâne. Mulțumesc, Bogdan. Lăsând gluma la o parte... Da, situația merita luată... Deci, lăsând gluma la o parte, cred că ar fi cazul cumva la un moment dat să se ajungă la o discuție clară, că una este funcția administrativă și alta este funcția politică și să, dacă amestecăm politicul cu administrația, s-ar putea să mergem cu călești. Eu de la bun început am solicitat ca fiecare să-și facă treaba și acolo unde este nevoie să ne sprijinim reciproc. Am solicitat prima mare tensiune iscată între instituția prefectului și primăria a fost, după cum bine știți, situația parcărilor. Ne-a făcut procedura prealabilă, ne-a anunțat în prealabil care sunt elementele de contestat în prima hotărâre de Consiliul Local. Am emis o hotărâre de Consiliul Local prin care am corectat 5 puncte din cele 6 amintite, enunțate de prefectură și am solicitat îndrumare și sprijin pentru găsirea soluțiilor cele mai bune. Nu am primit nimic, ne-a atacat în instanță și a blocat tot ce înseamnă parcări de reședință în oraș, afectând direct și indirect peste 19.000 de familii care beneficiau de loc de parcare de reședință. Și ați câștigat, da, acum am înțeles că totuși v-a oferit o soluție pentru parcări. Da, am înțeles zilele trecute, îmi spuneau colegii că a descoperit domnul președinte interimar PSD Piatra Neamț, a descoperit o soluție miraculoasă prin care pe o suprafață de 50 de metri pătrați putem parca 50 de mașini. Acum vreau să vedem pe câte etaje ne poate asigura un proiectant că la această amprentă la sol putem face o parcare supraetajată și la ce costuri. Sau dacă domnul prefect a găsit vreun micșorizator din nu știu ce desen animat, că mă uitam săptămânile trecute cu fetița mea la un desen animat, sunt un mic ticălos și recomand acest titlu domnului prefect. Posibil a găsit acel micșorizator pe care îl căutau personajele din desene animate și poate reușim să facem din mașini, nu știu, niște mașinuțe de jucărie, le
parcăm pe parcursul nopții și dimineața le găsim frumos. Acum eu vreau să lăsăm câteva minute orașul, să-mi dați voie mie 2-3 minute să prezint oamenilor, profitând de faptul că de obicei există o audiență bună la emisiunea dumneavoastră, o chestiune pe care noi am numit-o astăzi, a apărut materialul acum câteva minute pe site, numai un pic că trebuie să ajung acolo, să am o groază de lucruri deschise. Titlul materialului este Dumnezeu cu mila. Noua axă rutieră strategică din Neamț, cu pod cu trafic restricționat. Ați auzit probabil și dumneavoastră și toți telespectatorii că s-a inaugurat această axă strategică de pe la Piatra Neamț, Mărgineni, până la granița cu județul Harghita. Aici, dacă Bogdan face imaginea mai mare, se vede imaginea bucuriei din momentul în care s-a inaugurat această axă oficială, așa, cu o vizită de lucru. Mulțumesc, Bogdan! Și acolo se vorbește în comunicatul respectiv despre faptul că 60 de kilometri reabilitați, șanțuri betonate, rigole, poduri și podețe, ziduri de sprijin. Am avut marea surpriză zilele trecute, adică ieri, ca doi oameni de la noi să circule pe noua axă strategică pe care eu mi-o închipui ca pe o axă strategică pe care poate să circule și transportatorii de mărfuri. Ei bine, surpriza a fost că înainte de podul respectiv, se vede un pic aici în imagine, nu știu dacă mai pot eu mări cumva să încerc, mă rog, n-am reușit, se întâmplă când ești în direct, se vede foarte clar că există un limitator de 30 de tone, masa autorizată. Masa autorizată. Deci, teoretic, pe acolo nu poate să treacă un tir încărcat, un cimentruc sau cum s-o chema el, o mașină cu motorină sau benzină, sau ce mai sunt din lemne sau alte lucruri. Și am stat și m-am întrebat ce înseamnă axă strategică. Pentru că, dacă ne uităm pe declarațiile fostului președinte al Consiliului Județean, fiei amintirea nemuritoare în analele județului, el spunea așa: pe acolo rezolvăm problema transportului pentru mărfuri, pe lângă transportul de așa. Ei bine, nu se poate. Și întreb și eu, dacă tot s-a dat cu var european pe podul ăla, s-a dat cu var, s-au schimbat niște balustrade, probabil tot europene și alea, s-au dat cu asfalt și cu borduri, de ce nu s-au reparat și s-au refăcut podul respectiv? Am încercat să aflu și imaginea este și ea aici, cum arată podul, uite, de ce nu mi-o dat mie prin cap să-l pun asta de la început. Deci cam așa arată lucrarea, se vede cine e beneficiarul, restricția. Deci ați văzut cum trece tirul, adică mașina peste, fără niciun fel de problemă. Partea frumoasă a lucrurilor care este? Am întrebat la poliție. Măi, oameni buni, cum e acolo? Și am primit prin purtător de cuvânt din partea Poliției Rutiere Neamț următorul răspuns. Din informațiile pe care deținem la acest moment, adică ieri după amiază, odată cu reabilitarea sectorului de drum, au fost ridicate și restricțiile de tonaj. În condițiile în care la Consiliul Județean se știe că există restricții de tonaj. Și mă întreb și eu, cum funcționează comunicarea între acest gen de instituții? Că dacă are dreptate poliția, e grav că nu au fost informați, dar e bine că se poate circula. Dar dacă nu are dreptate poliția, e nasol. Dar mai nasol este că poliții știi rutieri nu știu că acel semn există și pe acolo se circulă. Eu înțeleg că e mult mai ușor să stai cu radarul și cu amenda.
da, de exemplu, înainte de podul respectiv, este un sens giratoriu. Vine șoferul cu camion, dacă el nu știe că n-are voie să intre pe drumul ăla, că e restricție, el intră. Unde întoarce înainte de pod? Nu întoarce. Nu are, da. N-are unde. Și trece. Poliția nu știe că acolo e restricție, din câte am înțeles. Deci trece liniștit. Și dacă cade podul, nu-i problemă. Facem altul mai trainic și mai frumos. S-a făcut recepție la terminarea lucrărilor acolo. Păi eu am dat comunicatul, am dat imagini de la momentul respectiv. Întrebarea mea este, cum s-a făcut reabilitarea podului? Acum mi se spune că, domnule, zice, nu, acolo avem un alt proiect. Adică de ce alt proiect? Dar mă rog. Când funcționează un alt proiect, câtă vreme tu Dumnezeu ai... cu mila. Ne oprim aici, da, cu acest subiect. Am vrut neapărat să-l amintesc. De ce? Pentru că un proiect european făcut cu bani mulți are hibe. Are hibe. În funcție de proiecte, cum a fost scris de către... Exact. Aceleași hibe le întâlnim în proiectul care a fost scris prin 2018, dacă nu mă înșel, la Piatra Neamț, pe Decebal Traian. Și hibe, spune, e normal să apară în toate proiectele, pentru că da, nu ai de unde să anticipezi totul. Da, dar nu poți să recepționezi o chestie așa. 100%. Dar unele lucruri, și cele mai grave și cele mai importante, ești obligat să le prevezi, să le anticipezi și să le discuți cu toți cei implicați. Adică să chem la masă pe toți cei care au un cuvânt de spus în implementarea proiectului respectiv. Mie mi se pare că aceste proiecte au fost condamnate din start să nu se implementeze, să nu fie implementabile, tocmai pentru simplul motiv, că, și am spus-o cred că de 100 de ori, pentru că nu au fost chemați operatorii de utilități să li se ceară soluții pentru rezolvarea problemelor pe tronsoanele în care sunt expirate conductele sau exact, adică, cablurile. Adică aici, în Piatra Neamț, nimeni nu s-a gândit la ceea ce eu am numit partea tehnică, exact, a utilităților. Un proiect de asemenea învergură nu îl poți face doar cu gândul că spoiești și că modernizezi la suprafață. Trebuie să te ocupi și de infrastructura de utilități, de ceea ce este în subteran. De aceea, eu spun încă o dată că partea cea mai importantă a ultimilor ani este că am reușit să ducem la îndeplinire, să concretizăm aceste proiecte care au fost scrise doar pe hârtie, să reușim ca pas cu pas, gradual, să corectăm o parte dintre deficiențele cu care au scris aceste proiecte, și asta trebuie să o mărturisesc tuturor pietrenilor. Aceste proiecte, implementarea lor, reprezintă un compromis pe care îl facem pentru a dezvolta orașul și a avea acces la bani europeni viitori. Pentru că dacă luăm decizia să nu facem aceste proiecte, tot ce înseamnă oportunitate de finanțare pentru Piatra Neamț ar fi fost doar, nu știu, precum parcările de 50 de metri pătrați pentru 50 de mașini. Imposibile, nerealizabile sau simple desene animate. Noi vrem să facem această modernizare a orașului posibilă și acest lucru se face acum, cu costul acestor sacrificii. Și cu costul este de imagine. Complicat. Și da, eu sunt probabil cel mai jurat primar din țara aceasta. Regret că sunt în această postură astăzi, dar la finalul mandatului mă voi avea cel puțin liniștea și mulțumirea sufletească că am dat tot ce am putut pentru binele orașului în care locuiesc și pe care îl iubesc. Și dacă doar faptul că fac și că îmi doresc să implementez proiecte de modernizare a orașului presupune să trec prin aceste înjurături astăzi și prin aceste situații care unii zic că îmi pun în pericol câștigarea celui de-al doilea mandat, prefer să fac lucruri astăzi cu prețul politic pe care îl suport, dar eu cred că pietrenii vor înțelege în final că toate aceste eforturi și toate aceste proiecte care se implementează astăzi sunt pentru binele nostru al tuturor, al orașului, al copiilor pentru care vrem să le asigurăm viitorul aici. Și eu nu mă refer la copilul meu, ci la întotdeauna
Am avut această dorință încă de când era copilul mic, îl luam la ședințe de implicare în comunitate, pe de o parte pentru a o inspira în felul acesta și pe de altă parte pentru că mă gândesc în permanență că pentru a face ceva cu adevărat constructiv, inclusiv pentru copilul tău, trebuie să te gândești la generația copilului tău. Bun, haideți foarte pe scurt. Ce se întâmplă pe Traian și Decebal? Noi trebuia să facem azi emisiune de acolo, din păcate tehnic n-am reușit și am încropit repede acum aici. Poate reușim ca săptămâna viitoare. Săptămânile viitoare să facem măcar o emisiune de la fața locului. Se lucrează în momentul de față la cuplări. Cred că mai sunt 4-5 zile la care se va lucra la cuplări. Pentru a se trece de pe fosta vechea magistrală pe noua magistrală. De luni au început aceste cuplări. În prima fază au fost cuplate privighetorii și lămâiței, zona Sirom, zona liceului de chimie, urmează deci, să se facă cuplări în zona BCR. Cuplările astea înseamnă că și funcționează pe noua conductă de luni apa, spre, apa spre beneficiari? Primii beneficiari care au gustat, care au avut la robinet apă de pe noua magistrală, care trece pe noua magistrală, au fost luni seara. Lucrările pentru primele cuplări, primele două cuplări s-au finalizat luni în jurul orei 23. Și de atunci, practic, noua magistrală a fost dată în funcțiune. Bun, am văzut că se lucrează la tasat și că așa, cu balizarea situația, cum stăm? Balizarea este făcută în mod corespunzător pe întreaga durată, a fost făcută în mod corespunzător pe întreaga durată a lucrărilor. Evident, acum zona de pericol fiind fix tronsonul unde s-a realizat săpătura pentru asigurarea compactarea gradului de compactare și a plăcii de suprabetonare. Balizarea a fost făcută în mod corespunzător. A fost un cetățean, nu știu, cred că mai degrabă neatent, care probabil nu știu, căreia a fost probabil distrasă atenția de telefon sau ceva s-a întâmplat. Pur și simplu a dat în acel șans. Deși de câteva săptămâni, de când s-a reînceput activitatea, de când s-au reînceput lucrările pe Traian, de pe 5 februarie, s-a trecut pe două benzi pentru sensul de mers dinspre liceul de chimie spre spital. S-a lăsat o singură bandă de circulație pentru celălalt sens de mers, tocmai pentru a se preveni astfel de situații. Trebuie să le cerem șoferilor în continuare puțină răbdare. Este o chestiune de câteva săptămâni până vom reuși să avem placa de beton și imediat asfaltul acolo și după aceea se va putea circula pe întreaga suprafață carosabilă. În momentul de față zona este grevată de lucrări. Pentru a reuși să asigurăm gradul de compactare mai este necesar încă un pas și anume să trecem de pe vechea magistrală definitiv, să golim țeava de apă, în așa fel încât pierderile de apă care proveneau de pe vechea magistrală să se dreneze, să scurgă în pânza freatică și compactoarele să poată tasa mai bine solul acolo. Am înțeles. Se asigură un material care să preia mai bine acest grad de compactare și să-l asigure pe termen mai lung, dar este nevoie și de evacuarea, de drenarea apei. De drenarea apei. Bun. Mergem mai departe. Ați votat, adică s-a votat bugetul, că dumneavoastră nu l-ați votat. Eu l-am propus și l-am negociat cu toate partidele politice. Acum, haideți să intru și eu un pic la bârfe. Mi se pare mie sau deja s-a schimbat un fel de lucrurile în majoritatea din Consiliul Local. Mi s-a părut, poate n-am văzut eu bine, eram pe drum. Acum, într-adevăr, a fost cel mai evident. Nu s-a schimbat neapărat majoritatea, dar, într-adevăr,
S-a întâmplat ceva ce eram prevenit de foarte multă vreme, de când domnul viceprimar Lehăduș și-a dezvăluit, devoalat intențiile și aspirațiile sale politice și orientarea către PSD. Acest lucru s-a confirmat în cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc la sediul Partidului Social Democrat. Se pare că calitatea de aspirant la nu știu ce beneficii din partea PSD l-au făcut pe domnul viceprimar să arate în concret această migrare de... Bun, deci un vot, adică da, al domnului viceprimar a trecut la PSD. Da, și PSD se pare că a rămas cu 3 voturi. Bun, asta înseamnă, că avem 3 sau 4 consilieri, nu, 3 parcă, PMP, nu? Care au votat cu... PMP are 4 consilieri, dar se pare că și de acolo ar fi o ușoară... Domnul Apetre, dacă da, nu mă înșel. Dacă nu mă înșel. A fost prezent la acea conferință de presă, la o conferință de presă recentă la PSD. Și votul de luni arată că e nesigur. La un moment dat, la un amendament, parcă a votat precum colegii de la PMP, dar la proiectul final, pe buget, a votat... Funcționează telefoanele, funcționează mesajele, probabil. Probabil a fost un moment în care n-a funcționat, da, n-a fost semnal așa în sala. Deci eu înțeleg așa, ca să fie clar pentru mine, nu pentru alții, că eu înțeleg mai greu. PMP-ul în momentul acesta a trecut în polul de dreapta și în Neamț, pentru că USR-ul este partea majorității în Consiliul Local, da? Și PMP-ul a trecut și el și și-a rupt relațiile de coabitare. N-aș putea zice dacă a trecut. Lucrul acesta se va putea vedea pe viitor. Cert este că eu am avut discuții pentru controlarea bugetului, așa, ca în fiecare an, cu reprezentanții tuturor partidelor politice. Eu am invitat în biroul meu, ca de fiecare dată, pentru buget, reprezentanții și nu numai reprezentanții, liderii de grup, ci tot ce înseamnă membru al Consiliului Local. Pentru că toți trebuie să fie informați despre proiectele pe care le propunem, despre prioritățile pe care le avem, despre nevoile pe care le-am identificat și dacă cineva mai poate descoperi ceva ce noi nu am cuprins cu vederea, să le discutăm împreună. Ultima discuție pe buget am avut-o, bine, chiar înainte de ședința de Consiliu Local, bineînțeles că așa se întâmplă întotdeauna. Deși planul pentru a putea să concretizăm niște amendamente viabile, care să poată fi susținute de o majoritate largă, de unanimitate chiar, am convocat o întâlnire cu reprezentanții, cu toți consilierii locali, vineri la prânz. Iar colegii de la PSD au venit spunând că vor avea amendamente pe 20% din valoarea bugetului. Doar 20%? Doar 20% din valoarea bugetului, dar n-au fost în stare să enunțe niște priorități. Și am zis, păi, oameni buni, ce ați venit să discutăm? Păi noi am venit ca să nu părem că dezonorăm invitația dumneavoastră. Păi dacă ați venit ca să ne pierdem vremea, e mai periculos decât... Vreau să discutăm concret despre niște obiective, ce v-ați propus și ce vrem să facem. Cu o oră înainte de ședința de Consiliu Local, au venit și mi-au prezentat amendamentele pe care le-a făcut publice și domnul președinte interimar. Și este nedrept, pentru că în momentul în care vii să joci în felul acesta, arăți clar dezinteres pentru concretizarea respectivelor amendamente. Da? Adică, vai de mine, ne pasă de educație și vrem să suplimentăm bugetul pentru educație de 2 milioane de lei. Dar te-ai uitat în buget să vezi câți bani sunt alocați pentru educație? Și cât? 128,5 milioane de lei. Deci peste 23% din buget total. Mai arătați-mi mie o instituție din țara asta, un OAT, o primărie, un consiliu județean, care alocă pentru educație 23%. Și dacă îl găsiți, merg să iau lecții de acolo. Bun, acum, pentru că astăzi o să stăm mai puțin la 9 și un sfert, eu trebuie să închei
emisiunea pentru că trebuie să ajung la în altă parte. Cer scuze, vă iau din timpul pe care vi l-am acordat. Mulțumesc. Așa. Vreau să încercăm un fel de dialog și cu... N-am mai făcut de mult. Și încep cu o postare a unui domn și eu sunt perfect de acord cu ea. Domnul Sorin Oprea, cred. Un primar, spune el, nu dă explicații. Aici e o chestie. Dă explicații. Un primar deleagă. Aici sunt de acord cu el. Da. Și prea dese scuzele. Adică, ce se întâmplă? Eu am înțeles, formularea poate nu e foarte ok. Adică, un primar nu stă să se ocupe de toate lucrurile într-o primărie. Are viceprimar care lucrează împreună cu el. Are echipa deci, care lucrează. Mergeți acum în primărie să vedeți ce fac viceprimarii, probabil nu-i găsiți. Unul e pe teren ca să își pună la punct să verifice niște lucruri și foarte bine face, pentru că are o pasiune personală care l-a și făcut. E viceprimar, e cu mașina. Viceprimarul merge cu mașina. Merge cu mașina, probabil. Merge cu mașina, nimeni atrage, nu e perfect. Să-i atrageți atenția când sunt ședințe de Consiliu. Atenția, nu, adică da, nu... nu știu, cred că a fost și el în emisiunea de ieri, da, nu? Bineînțeles. Nu v-a deci, contestat? Nu. Bun. Dar celălalt viceprimar, sigur, e pe undeva la, pe la o cafea. Adică e clar că... Bun. Cui poți să deleg? Cui să deleg? Spuneți-mi dumneavoastră. Funcționarului care nu și-a făcut hârtiile când a fost vorba de răspuns. Lui să-i, să-i deleg? Da. Păi nu e clar că... Care nu și-a făcut hârtiile când a fost vorba acolo... de groapa de gunoi, când a fost vorba de alte lucruri. Am el iasă la pensie supărare. Acum, am el iasă pe, la pensie funcționarul acum, bine mersi, și îl doare în 14, că toți locuitorii din Piatra Neamț. Și nu e mai bine așa? Că iasă la pensie? Că iasă la pensie. Ba da, dar nu e bine că nu și-a făcut treaba. Așa e. Mergem mai departe. Doamna Mimi. Sunt aproximativ 20% orice pădure are uscăturile ei. Da. Oricât la de mult încercăm. Întrebați la Silvii că se fac tratamente. Se fac tratamente și cu toate acestea în fiecare an trebuie să faci tratamente. Este o dinamică continuă și acolo și în primărie. În fiecare reorganizare mai descoperim cel puțin 2-3 posturi care dispar. Pe de o parte, tocmai pentru a corecta o parte care nu funcționează în primărie și pentru a da mai multă funcționalitate și operativitate unor compartimente. Pentru că da, este mult balast. Și încercăm pas cu pas să corectăm toate lucrurile. Atâta, dar sancțiuni? Comisiile de disciplină de 3 ani au început să funcționeze. La început foarte timid. Știți cum e la început? Să nu supărăm, să fim un pic mai indulgenți, să arătăm o intensificare graduală a severității. Nu poți să vii cu sancțiune drastică din prima, după ce 10 ani nu au funcționat comisiile de disciplină, să vii să... Eu pe ăla care nu și-a făcut hârtiile pentru groapa de gunoi, eu i-aș fi făcut... plângere penală. Penală. Nu așa. Nu știu cine e, știu că iasă la pensie foarte curând, nu mă interesează. Pentru că nu și-a făcut înainte? Sau pentru că nu și-a făcut-o de când trebuia să-și o facă. Bun. Înainte a fost un alt conducător de instituție care a gestionat lucrurile într-un fel. Și poate și eu ăla îi fac plângere penală. S-au făcut hârtiile care dosarul a fost trimis complet. La 8 luni de mandat, după, e o documentație extrem de sofisticată, adică nu vă imaginați cunosc. Că e ceva ce cunosc. Faci într-o săptămână, cunosc. Două, trei și cunosc. A rezolvat problema. Documentația respectivă a fost pusă la punct în, nu, cred că 6 luni de mandat, în mai a fost trimisă documentația. Dar ghiciți ce? Nu poți rezolva o problemă perpetuată timp știu de 10 ani în costuri. 6 luni. Și ce înseamnă și costuri. Nu am ce să-i reproșez colegului ca... Cum? Pe alea 6 luni n-aveți ce-i reproșa. Pentru ce s-a întâmplat înainte, da. Dar câtă vreme i-am dat niște responsabilități clare pe care poate înainte nu le-a avut. Pot să am certitudinea că este 100% vina funcționarului? Păi atunci, păi atunci pentru că dezinteresul, se extinde de dinainte. Se extinde treaba.
Da, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Bun. Acum, știu că o să vă placă întrebarea asta, se supără doamna Mimi pe mine, mi-a trimis 3 mesaje, unul dintre ele suna cam așa. Domnule, de ce ați mărit, domn primar, de ce ați mărit prețul la 4 lei în piață și că se alungă cumpărătorii? Dați-le vestea bună acum. Că... Avem gratuitate de 30 de minute în parcarea de la piață, tocmai pentru a-i convinge toți pietrenii să vină să-și facă primar, cumpărăturile. Spuneți-le așa cum este. După o săptămână de discuții după cu mai cei... multe. Nu, după o săptămână v-am zis dumneavoastră așa, de discuții. De discuții, da, cu cei de la, cum se cheamă, SECE, nu mai știu cum se cheamă, parking, nu? Parking, nu și-a schimbat încă numele. Dar ei au achiziționat parcările, parcometrele, și softul de administrare al acestora, pentru că sunt niște parcometre de ultimă generație cu anumite capabilități, dar tehnica uneori ne creează și probleme. Deci, și a fost o... N-au reușit să pună într-o săptămână jumătate din soft, în fiecare din zi, soft, am verificat eu, să pună jumătatea aceea de oră de gratuitate. Dar în schimb, în toată perioada asta s-au încasat. Ei, le-am dat și termen pentru realizarea, dacă era termenul mai scurt, poate se rezolva mai repede. Ieri când am văzut, ieri la 5... Știați că veniți la emisiune. Nu. Săptămâna trecută le-am dat termen până miercuri săptămâna viitoare să rezolve. Mi-au zis că este o chestiune sofisticată, trebuie realizat mai multe chestiuni simultane și în interfață, și în aparate, și în aplicație și așa mai departe. Și trebuie definite clar niște perimetre pentru piață și parcometre. Mă rog, mult am mai înțeles, complicat. Aseară la 5 nu rezolvaseră și am zis, bun, mâine de mâine nu se mai aplică tariful nicăieri în oraș. Dacă nu reușiți să localizați perimetrul pentru aplicarea gratuității de 30 de minute, aplicați 30 de minute gratuit ori în tot orașul, ori opriți parcometrele în tot orașul. Adică nu mai încasează și este o problemă după aia de indicatori. Cred S-a rezolvat. Cred că am primit acum un mesaj pentru remedierea unei avarii la rețeaua publică de distribuție a apei. Compania județeană anunță întreruperea furnizării serviciului de alimentare cu apă potabilă astăzi, 15 a doua, între 9.30 și 15, în municipiul Piatra Neamț. Vor fi afectați utilizatorii de pe străzile Progresului, Biruinței și Veseliei. Asta, ca să fie cu veselie emisiunea de astăzi. Da, îmi pare rău că locuitorii Măiloțeiului trec prin aceste opriri succesive ale apei. Știu că într-adevăr, în perioada aceasta, câtă vreme se realizează cuplările, vor avea presiune scăzută sau apa chiar oprită, dar este un lucru necesar. Probabil oprirea de astăzi nu are legătură neapărat cu cuplările. Da, nu, e o avarie astăzi. E o avarie. Da. Bun, alte întrebări. Întreabă un telespectator. Când vor funcționa aceste stații inteligente, adică când va fi cuplat programul lor cu programul autobuzelor, ca ele să fie coroborate. Bine, înțeleg că nici autobuze n-au cum să ajungă în momentul ăsta la timp pe centrul orașului. Când vom avea suficient interes din partea directorului troleibuzul, și când îi va păsa într-adevăr de condițiile pasagerilor, clienților. Când va fi convins că este nevoie să crească predictibilitatea transportului public pentru a atrage pietrenii către utilizarea transportului public. Noi, primăria, am făcut tot ce a ținut de noi. Am mapat stațiile de așteptare, am inserat, am creat conform datelor furnizate de troleibuzul ESA, am realizat tot ce este în spatele softului. Mai departe, trebuie ca din partea societății troleibuzul să existe interes. Și eu va trebui să, și zic public asta, acum 3 ani,
Cam în perioada asta, sfârșit de februarie, acum 3 ani, a fost numit director la 4 ani. Bara. A fost numit director la, la Troleibus, nu, 3 ani, 2021. Am sunat, l-am felicitat și am spus că sper ca un tânăr director acolo să aibă curajul să reformeze societatea aia și să facă performantă. Și prima condiție pentru a fi performantă este să-i convingem pe pietreni că transportul public merită încredere. Ca să merite încredere, trebuie să-i atragem pe oameni să testeze transportul public, să-l experimenteze, să vadă că e bine, să vadă că ajunge mai repede cu autobuzul la serviciu sau la școală sau la cumpărături decât cu mașina uneori, pentru că nu mai are de căutat loc de parcare sau pentru că așa, și că este mai ieftin, mai accesibil. Dar ca să-l testeze în felul acesta, trebuie să știe că nu trebuie să stea o oră în stația de așteptare. Trebuie să știe că dacă iese din apartament la ora cutare, în 5 minute ajunge autobuzul. Adică să aibă această interfață pe telefonul mobil. Am chemat niște tineri de la Iași ca să construiască baza de date și să pregătească o aplicație. O aplicație care este folosită la nivel global. Nu știu dacă are sens să-i facă reclamă, dar a fost pregătită pentru piatră. Ne-am încă de atunci, din aprilie mai 2021. Mai trebuiau doar niște smartphone-uri pe autobuze. Ce șofer nu are smartphone? Dacă nu este în stare societatea să cumpere niște telefoane și să le pună în aplicație și să se vadă pe Google, dacă nu în aplicație, să se vadă telefonul respectiv în trafic unde este și omul să știe când autobuzul a plecat de la depou sau de la stația de plecare. Nu s-a întâmplat nici astăzi. Pentru că am fost dezamăgit după un an că nu s-a întâmplat acest lucru, am impus în contractul, că știți bine, la un moment dat în septembrie, cred că anul trecut, s-a încredințat serviciul de transport public, operatorului regional de transport public. Da. Și acolo am avut două condiții. Primăria Piatra Neamț a impus două condiții. Să nu fie autobuze mai vechi de 2012 sau, mă rog, am discutat condițiile tehnice ale autobuzelor, că nu se poate, că sunt înglodați în datorii. Oameni buni, pentru a fi operator regional de transport, pentru că vrei să crești nivelul de calitate al transportului public, noi, primăria, plătim o subvenție. Da? Tot ce înseamnă costuri pe care nu le încasezi, da? Diferența dintre cheltuieli și venituri, o plătește primăria Piatra Neamț ca subvenție. Prin urmare, noi avem niște cerințe minimale. Acestea sunt. Și pentru a plăti subvenția respectivă, avem nevoie și de o creștere graduală a predictibilității. Mai întâi, pentru 20% din autobuze vrem sisteme de localizare inteligentă a autobuzelor. Un simplu telefon mobil, ori îl cumperi tu, ori folosești pe al șoferului, dacă nu se poate. Vrem să se vadă în aplicație sau într-o platformă accesibilă pe telefonul mobil autobuzele. Cam ce se întâmplă la dezăpezire cu mașinile, exact. Care... Da, dar bine, acolo accesul este limitat. Da, am acces la platforma de localizare a vehiculelor și la societățile Consiliului Local și la Poliția Locală, tocmai pentru că este nevoie să știm unde se intervine, când și în ce fel sunt folosite. Nu mi se pare că e foarte complicat. Deloc complicat, e foarte simplu, dar nu se vrea. Și știți unde se vede cel mai bine că primarul trebuie să deconteze toate aceste paradoxuri? Uitați-vă în stațiile de așteptare. Da? Sunt niște stații pe care le-am plătit din bani europeni, care au anumite caracteristici. Ne pot pune la dispoziție tot, orice informație vrem. Și în stațiile inteligente, tu pui niște hârtii printate. Tocmai pentru a sublinea un contrast. Uite că noi mergem tot băbește cu afișele, cu hârtiile lipite pe stațiile de așteptare. Pentru a îi face pe oameni să fie nădumeriți. Bă, dar nu-i stație inteligentă, la ce se lipesc afișe în stilul ăsta vechi? Ei, probabil că s-au gândit că sunt și oameni care nu știu să folosească... Oamenii se adaptează.
Oamenii se adaptează. Am văzut mai multe persoane de vârsta a treia curioase să vadă cum funcționează stațiile. Deci nu e explicabil, nu, în niciun caz, nu e asta soluția. Da, asta e. Sunt lucruri care trebuie reparate, vorba dumneavoastră, din și proiecte. Și vreau să le reparăm. Cu atât mai mult pentru că este an electoral. Eu 3 ani m-am văzut de treabă. M-am implicat doar pe proiecte, nu m-ați auzit pe mine vorbind de PNL sau acuzându-i pe alții, decât în momentul în care am fost provocat, da? Anul acesta este un an în care putem să facem niște reparații morale pentru Piatra Neamț. Pietrenii trebuie să știe aceste lucruri. Problemele cele mai importante ale orașului sunt sănătatea, faptul că spitalul arată cum arată și ne oferă probabil cele mai proaste condiții din țara asta, din punct de vedere al serviciilor medicale, apa și transportul public. Principalele 3 probleme ale orașului sunt gestionate de instituția Consiliului Județean. Noi suntem împiedicați să rezolvăm altfel acolo probleme. Fără un parteneriat, real, exact. Real, nu mimat, da, nu jucat, da, nu declarativ, aceste 3 lucruri nu se vor rezolva niciodată. Exact. Dacă onor cei care ne reprezintă și politic și administrativ nu înțeleg lucrul ăsta, Piatra Neamț este condamnat la subdezvoltare. Îmi pare rău că o spun. Da, exact. De asta suntem unde suntem. De asta nu s-a făcut nimic 10 ani. De asta nu s-au făcut investiții pe partea de apă. Sunt primul primar al orașului post-decembrist care face investiții în magistrala de apă și sunt taxat și înjurat pentru asta. Pentru că sunt și blocat să-mi desfășor activitatea cum trebuie. Pentru că nici n-am fost ajutat. 8 luni de întârziere pentru că Apa Serv nu a avut puterea financiară sau nu a fost lăsat să-și desfășoare activitatea pentru a veni în concurență în sprijinul proiectului nostru. Câtă vreme nu există un parteneriat real, și repet ce a spus dumneavoastră pentru că a spus-o foarte clar și foarte corect, câtă vreme în Piatra Neamț nu va exista un parteneriat între instituțiile principale, primărie, Consiliul Județean, prefectură, ne vom chinui în continuare. Vă spun eu, prefectura poate fi lăsată deoparte. Dacă există un parteneriat real între Consiliul Județean și primărie, va lucrurile... fi și prefectura, deci prefectura nu are ce să intre în ecuația asta. Dacă lucrurile se fac în mod real și legal, atunci lucrurile, cum să vă spun eu, ar trebui să meargă înainte. Nu se poate, ce se întâmplă acum, nu mai poate să dureze. Dar acum, dincolo de faptul că noi nu am avut un parteneriat onest cu Consiliul Județean, cred că se vede de la distanță și de la Valea Ursului se vede că prefectura Piatra Neamț este acolo se vede mai încetosat. Care... Acolo se vede mai încețoșat. Nu, să zic doar acolo numărul de crâșme distanță este mai mare decât numărul de magazine. Bine, n-am vrut să... Ideea e simplă. Se vede de la distanță că prefectura are o dublă măsură. Pe Piatra Neamț se întâmplă niște lucruri, sunt făcute niște comisii, sunt trimise niște controle la primăria Piatra Neamț ca să se sublinieze că primarul nu-și face treaba, că trebuie să facem ordine în primărie, vorba hashtag-ului. Nu mă las intimidat de astfel de lucruri, dimpotrivă. Iau fiecare lucru ca atare. Orice feedback îl iau ca și constructiv. Fie că este transmis sub formă de înjurătură, dacă cineva îmi spune că trebuie să mă uit și acolo, eu mă uit și acolo și văd dacă pot face astăzi ceva pentru asta sau o pun în lista de așteptare. Exact așa analizez de fiecare dată. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Am spus că la și 15 trebuie să încheiem. A trecut foarte repede. Că... A trecut foarte repede emisiunea de astăzi. Oameni buni, asta a fost emisiunea. Mâine ne vedem din nou dacă suntem sănătoși cu toții și mai discutăm. Vreau să vă atrag atenția asupra unui fapt acum pe final. Când mai vedeți anunțuri privind proiecte pe bani europeni, pe bani guvernamental, faceți bine, oameni buni, și întrebați pe cei care fac anunțul dacă s-au gândit bine, că dacă proiectul acela este
viabil, oportun și mai ales va fi funcțional la final. Nu să avem o axă rutieră strategică cu pod cu restricții, despre care nu se știe la poliție dacă are sau nu are restricții. Nu să avem proiecte care nu duc la nimic, nu se întâmplă nimic. Am mai avut noi șosele care se opreau în câmp, chiar și la Piatra Neamț. Undeva, era pe un deal se opreau o șosea. Și să facem presiune pe acești oameni să nu mai facă proiecte de dragul proiectelor. Pentru că îmi spunea cineva care chiar suferă în Consiliul Județean pentru ce se întâmplă acolo, și domne, faci proiect de dragul proiectului, după care te întrebi de ce mama naibii l-ai făcut. Sau te întrebi de ce un proiect care costa 160 de milioane acum a ajuns la 800 de milioane și ăia de la minister ce, credeți voi la Piatra Neamț că veți primi 6 de milioane pe drum expres, 800 de milioane drum expres Piatra Neamț-Bacău. Și te întrebi de ce a crescut? De ce s-a schimbat soluția tehnică? Asta e. Ne oprim aici, să fim sănătoși, numai bine, oameni buni. Încă o dată mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. O zi frumoasă tuturor!